găsit la prof online cu exerciții de matematică. Așa. Ștergeți divizorii. Așa. Clasa a doua. Așa. Și acum te rog că... Așa. Bunica dă nepotului jumătate din numărul merelor. Și un sfert din numărul perelor. Facem două. Așa. Deci... Bunica dă nepotului jumătate din numărul merelor. De jumătate din numărul merelor, adică 1 pe 2. 1 pe 2, da. Da. Adică... Deci 1 pe 2. Da. Din mere. Da. Și un sfert din pere. Și plus 1 pe 4 din pere. Câte fructe a avut bunica, știind că nepotul are de la ea 4 mere și 3 pere? Câte fructe a avut, știi că nepotul are 4 mere și 3 pere. Plus 3 pere. Câte fructe a avut în... Bunica, după ce a dat jumătate din mere și-o pătrie din pere. Din pere. Câte fructe? I-a dat jumătate din pere. Da. Jumătate din mere și un sfert din pere. A avut bunica. Cum? A făcut ufir. Deci, bunica a avut atâta. Nu știm noi cât a avut. Mere. Și a mai avut bunica la fel. Atâtea, să spunem, pere. Nu știu, poate să fie mai multe, nu știu, nu-mi dau seama. Mm-hmm. Deci nu ne-a făcut segmente legale. Eu cred că sunt la fel. Păi nu, n-am niciun motiv. Ce știu eu că i-a dat bunica nepotului, câte i-a dat din merele care l-au avut ea din segmentul ăsta tot? I-a dat 1 pe 2. Jumătate. Deci, jumătatea asta i-a dat-o nepotului. Da. Și câte mere au ajuns la nepot? 4. 4. Deci jumătatea asta înseamnă 4 mere. Și merele erau 8. Vezi? Vezi ce rapid am interpretat? Deci înseamnă că merele totale au fost 8. 8. Și pere i-a dat câte? Pere câte i-a dat? Pe de când i-a dat un sfert? Un sfert. 3? Nu, un sfert. Un sfert. Și cât erau? Cât i-a dat? Dar ce înseamnă un sfert? Adică de 3 ori. Nu, sfertul. A, 1 pe 3. 1 pe 4? Nu, nu a zis un treime. Un sfert. Un sfert e jumătatea jumătății. Da. Da? Sfert, hai să ne înțelegem. Uite, vezi tu? Așa. Dacă ăsta e cercul, da. Un sfert înseamnă doar atât. Ăsta e sfertul. Da? Sfertul. Da. O pătrime. Da? Bun. Și cât e dat? Cât a rămas cu pere? Păi, o să-i plăte. Dacă dăm un sfert, da. Hai să vedem ce facem. Împărțim în câte segmentul ăsta? În 4. În 4, sigur că asta. Deci, în 4 părți, rapid. Și câte o să... După ce am împărțit în 4, câte o să luăm? 3 ori 4, 12. Deci, dacă am împărțit în 4, ăsta este cei ce-o dat nepotului. Astea sunt în număr de 3 pere. Și atunci, în total, sunt, cât ai spus tu, 4 ori 3? 4 ori 3, egal cu 12. Deci, câte fructe a avut bunica? Răspuns. Răspuns înseamnă 2 ori 4 mere, egal cu 8 mere, și 3 ori 4 pere, egal cu 12 pere. Fructe, în total, 8 plus 12, egal cu 20. Termină problema. Fructe. Altă problemă? Iată datele de naștere ale unor fete. Lavinia, pe 28 august 2007. 28 august. A. August. 27. 2007. Andra, 13 mai 2007. Deci, puneți în față L. Așa, Lavinia. Asta e data de naștere. De naștere. Andra, dedesubt. A. 13 mai 2007. 2007. 7. Cecilia. Cecilia. 30 octombrie 2006. Octombrie 2006. 6.
Diana, 23 ianuarie. 23 ianuarie 2007. 2007. Și ne întreabă, cele mai mari două fete sunt Lavinia și Cecilia. Deci, ori L și C. Deci, cine sunt care dintre mari? Ele? Da. Care Lavinia. Sunt mai mari? Care sunt mari? Mari. Mari. Adică să le ordonăm după... Câte două. Deci ori Lavinia cu Cecilia, ori Andra. Care sunt mai mari? Da. Lavinia Linia plus Cecilia. Cecilia. B. Andra și Cecilia. Astea variantele, da. Variante. Andra și Cecilia. A plus Andra C. Plus C. 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 Cecilia și Diana. C plus D. Și D. Lavinia și Andra. L plus A. L plus A. A. Încă o dată să repetăm problema. Da. Iată datele de naștere ale unor fete. Lavinia. 28 august 2007. Andra, 13 mai 2007, Cecilia, 30 octombrie 2006, Diana, 23 ianuarie 2007 și ne întreabă, cele mai mari două fete sunt punctul A, Lavinia și Cecilia, punctul B, Andra și Cecilia, punctul C, Cecilia și Diana și ultimul punct D, Lavinia și Andra. Ultimul punct. Lavinia și Andra. Andra. Deci noi trebuie să bifăm între astea. Dintre ele, da. Trebuie să le ordonăm ca să ajungem. Sigur că da. Cea mai mare este Cecilia, că e 2006. Cecilia e cea mai mare. Deci, pentru că e 2006. Deci le punem în ordine descrescătoare. Da. Adică de la cea mai mare spre cea mai mică. Da. El vede că e mai mare, fiindcă e 2006. Da. Deocamdată asta îl vede rapid. Deci Cecilia e mai mare decât... Ia să vedem care ar fi următoarea. Care ar fi următoarea, mă, ia să vedem. Deci e singura cu 2006, ea, nu? Diana, da. Pentru că este în ianuarie. Și ianuarie este prima lună. Așa. Bun. Diana, deci Cecilia e mai mare decât Diana, iar Diana e mai mare decât cine? Ce? Decât... Diana e mai mare decât după ianuarie... Mă așteptă. Da. Așa. Ianuarie. Andra. Andra, în mai. Da. Andra. Și pe mai mare cine? După aceea Lavinia. Lavinia. Ultima. Ultima este Lavinia. Cea mai mică este Lavinia. Așadar, care sunt cele mai mari? Cele mai mari sunt Cecilia și Diana. Exact. Corect. Atunci punctul care trebuie... Ce? Mă gândeam că întâmpinaiți, dar vă comerț. E la pizza, nu spre anul de naștere. Perfect. Și pe urmă, lunile l-au arătat să le ordoneze. Să vedem altfel aici. Flavius a citit din cartea cu lecturi suplimentare 26 de pagini. Și câteva din... ne dă câteva din are cartea? Nu. Acum. Să vedem, da. Să vedem problema. Deci, am citit din cartea cu lecturi 26 de pagini. Notează, 26 plus. Da. Deci 26 plus. Pagini. Adică, cu 5 mai multe decât jumătatea cărții. 5 mai multe, adică jumătatea cărții are 21. Numărul de pagini rămase de citit este... Deci 26 de pagini. Are cartea. Deci nu are cartea. A citit din cartea de lecturi 26 de pagini. Da. A citit. Nu are cartea 26, da? Da. Adică, ce înseamnă asta? Adică cu 5 mai multe decât jumătatea cărții. 26 minus 5, 21 ori 2 și de 42. Eu să vedem, este bine, sunt mai la parte. 42. Deci a citit 26, asta ce înseamnă mai citit? Adică cu 5 mai multe decât jumătatea cărții. 26 cu minus 5. 21. Minus 5 egal cu 21 și 21 plus 21 egal cu 42. Are dreptate. Deci dar el ce când deschide că sunt... Nici nu-l avem în... variante. Flavius a citit din cartea cu lecturi suplimentare 26 de pagini. Adică cu 5 mai multe decât jumătatea cărții. Deci cu 5 mai multe decât jumătatea cărții. Numărul de pagini rămase de citit este...
Rămase de citit 41 minus 26. 42 minus 26. Deci nu ne-a întrebat câte cât are pagini. Cartea? Numărul de pagini rămase de citit. 18. Nu 16. Gata. Așa, 16, da? Am și 16. Da, să vedem cum am gândit. Da. Să vedem complet. Știi cum am gândit? Am făcut 21 plus 21, 42. Și 42 minus 26, 16. Așa. Deci, repede el vede. Dacă deci 26, da. 26 minus 5, minus 5 ca să facă corect. O jumătate, una jumătate din pagini. Din carte, da. Deci, atunci, cartea are atunci 21 plus... 21 ori 2 ori 2 egal cu 42 pagini are cartea în totalitate, da? Da. 42 de pagini. Și ne întreabă numărul de pagini rămase de citit. Și atunci deci 42 el scade pe 26 și obține? Răspuns 2 puncte 16. 16 pagini. Și a obținut astfel 16 pagini. Corect. Da. Da. Să vedem. Maria are 36 de baloane. Albe mari, albe mici și roșii mari. Deci 36 baloane. Albe mari. Deci albe. Sunt mari. Înseamnă A, M, hai să zic albe mari. Albe mici. Albe. Să scrieți, mari și amic. Așa. Deci albe A mari înseamnă albe mari, mari, albe mici și roșii mari. Și roșii și râmari. Râmari. Corect. Știm că baloanele mari sunt 24. Deci baloanele mari. Mari. Adică? Păi 24 plus 24. De ce 24 plus 24? Pe cele mari sunt în total 24. Total 24. 24? 24 împărțit la 2? Dar de ce împărțit la 2? Dar nu spun că sunt egale albe și roșii. Adică v-ați spus că se... E important că cele mici? Împreună... Stai, micii nu spun, acum, deocamdată, mai acum. Târziu. Deci știm că baloanele mari sunt 24. Ei, și noi mari avem și albe mari și roșii mici, nu? Dar roșii mici, roșii mari. Roșii mari. Ați scris deja. Așa, bun, așa. Perfect. Deci ce relație scriu acum? Baloanele mari sunt 24. Adică ce relație scriu? A mare plus R mare. Mare. A mare plus R mare. Așa, A mare plus R mare egal cu 24. Corect. Iar baloanele albe mari, da, sunt cu 4 mai puține decât baloanele albe mici. Deci baloanele albe mari sunt cu 4 mai puține decât baloanele albe mici. Ce? Câte baloane roșii sunt? Cine sunt mai multe? Baloanele mici sau baloanele mari? Albe. Mici. Mici sunt mai multe. Mai multe, da, pentru ce? Și atunci lui A mare îi punem 4 ca să fie cât a mic. A mare plus 4 egal cu A mic. Nu? Asta vreau să spun. Și mai avem că toate la un loc, da. A mare plus R mare plus A mic este egal cu 36. Iată, relația pe care avem. Baloanele roșii avem. Egal cu? 36, că așa spune, când la un loc faci 36. Cum ar veni mai ușor? Ia să văd. Cum ar veni mai ușor? Faci la front pe A mic. Așa, cum? Prima relație și ultima relație. Așa, mă. Ăsta și ăsta, îți 24. Și atunci, ai ca mic. A mic egal cu cine, te rog? Deci albe mari, roșii mari cu albe mici egal 36. A egal 24, 36 minus 24. Sigur că da. 36 minus 24 și cât obținem? 12. Egal cu 12. Acestea sunt baloanele mici. Acum? Acum putem să le aflăm pe cele mari. Roșii. Cele mari albe. Cele roșii ne întreabă. Păi, ce albe putem să le aflăm? Bun. A
A mare, de aici, a mare va fi egal cu? A mare va fi egal cu 12 minus 6. 12 minus 4. 12 minus 4. Da? 12 minus 4 și face cât în total? Hai, 12 minus 4 egal cu 8. Da. Da. Și dacă am aflat pe a mare și pe iar mare putem afla. Da, prin operație de deasupra. A, așa, din relația asta. Din relația de deasupra. Da. Fiindcă a mare știm cât este 8. Înseamnă că 8 plus iar mare egal cu 24. De unde scoatem că iar mare va fi egal cu 24 minus 8? 24 minus 8 este egal cu, 16. 16. Și terminat problema. Este 16? Da, sigur. Corect. Deci atenție la scriere, cred. Da, da. A fost... Deci era important să scrim da. A mare, a mic și a mare, ca să recunoaște da. Foarte relațiile. Repede. Și că toate la un loc fac 3, 6. Asta trebuia să scriem prima. Trebuia să facem relațiile. Și că a mare cu ser mare fac 24. Și a mare, sunt mai multe a mici. Asta patru. Înseamnă că ăla mai puțin le punem 4. Corect. Sau ar fi fost scris că a mare egal cu a mic minus 4. Tot același da, lucru. Da, da, da. Altă corect. Problemă? Maria are într-o cutie 17 bile albe și 8 bile negre. Deci 17 bile albe și 8 bile negre. Negre. Pentru a fi sigură că a scos cel puțin 2 bile negre, fără să le vadă, Maria trebuie să scoată câte bile? 6. Deci, pentru a fi sigură că a scos cel puțin 2 bile negre, fără să le vadă... Fără să le vadă. Bine fără bine. Să le vadă. 6. De ce 6? Pentru că 2 poți să le dai dați dacă ai noroc. 4 poate să-ți pice... Deci... Adică dacă e într-o cutie și sunt toate... Tu stai cu spatele. Tu stai cu spatele și ele acolo sunt toate amestecate. Cum sunt bilele la loto? Și tragi una. Scoți una. Uiți. Nu. Două trebuie să scoți, da? Până la urmă. Da. Cel puțin două negre. Ca să fii sigur că scoți două negre. 6. Păi, ai scos-o, te uiți albă. Da. Nu-i bun. Iar scoți la următoare, albă. Tu, na, iar era. Iar mai scoți una, tot albă. Iar scoți una, albă. Albă. Cât poate să scoate el albă într-una, într-una? Cam cât îi poate să scoate din grămadă aceea? 17. Așa. Așa. Ștulescu, e ghinionist, îl scoate pe toate cele 17. Da. Și ca să fii sigur că... Maximul este 25. Deci no. Ai în spate la un loc 25. La un loc. Dar după ce te scoți pe cele 17, ca să fii sigur... 18, maxim. De la ce? Albe. La albe, dacă are ghinion și scoate numai albe, da. Scoate 18. De ce? Pentru că le scoate pe toate 19. Albe. 19. Așa. Pentru că le scade pe toate și mai rămân doar în... Și pe urmă, n-are ce faci, când bagă și rămas mai 8, alea negri, da. Începe de fiecare dată scoate câte una. Deci, în total, 19 bile da. Trebuie să scoate. Dar dacă aș fi întrebat, câte bile ar trebui să scoată? Da. Pentru a fi sigur că va extrage două bile, trei bile albe. Câte bile trebuie să extragă? Maria. 11. 8 și cu 3, 11. Sigur, a prins. Le scoate ghinionist. Da, deci pe noi l-am întrebat așa, pentru a fi sigură că a scos cel puțin două bile negre, da? Câte ar trebui să scoată? La negre, te fie așteptat aici. La negre. Păi dacă e cel puțin două bile negre. Dacă e ghinionist, poate să fie 19. Așa, 19. Corect. Bun. Nu, că dacă e sigur ghionist, când mergi pe chestia asta, că e ghionist și n-are altă variantă decât asta. Așa. Bun. Altă problemă? Anisia citește o carte cu un număr de pagini. Acest număr are. Cifra 10-lor este succesorul celui mai mic număr par de o cifră. Păi, cifra 10-lor este succesorul celui mai mic număr par de o cifră. Păi, 9. Are cel mai mic număr par de o cifră. 2. Iar cifra 10-lor este succesorul celui mai mic număr par de o cifră. 3. Succesorul celui mai mic număr par de o cifră este 3.
are dreptate. Că 2 este... 2 este, da, cel mai mic număr par. Și iar succesorul este 3. 3. Și care are 3 pagini? Bun, stai un pic. Cifra, asta e cifra 10-lor. Da. Bun, cifra sutelor este predecesorul celui mai mare număr impar mai mic decât 5. 4. 3. Predecesorul celui mai mare număr impar mai mic decât 5. 3. 2. Deci mai mic decât 5 e 3. Și 2. Iar predecesorul este? 2. 2. Da. Iar cifra unităților este cu 2 mai mare decât suma dintre cifra 10-lor și cifra sutelor. Ce-am mai pus la cifra 10-lor, vă mai amintiți? Deci, cifra 10-lor este succesorul celui mai mic număr par de o cifră. Deci, cifra 10-lor, o punem aici, este succesorul celui mai mare număr par. Mai mic. Deci este succesorul celui mai mic număr par de o cifră. Păi care e cel mai mic număr par de o cifră? Cel mai mic număr par de o cifră pară? Zero. Așa? Și la început am spus altceva. Exact. 0, 2, 4, este numere par, dar cel mai mic număr par este 0. 0, iar succesorul este 1. Perfect. Asta e la 10. Bun, perfect. Acum, la sute. 10. Cifra sutelor este predecesorul celui mai mare număr impar mai mic decât 5. Predecesorul celui mai mare număr impar mai mic decât 5. 3. Deci mai mic decât 5 e 3. Și 2. Predecesorul este 2. Asta la sute. 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 Iar cifra unităților este cu 2 mai mare decât suma dintre cifra 10-lor și cifra sutelor. Adică e cu 2 mai mare decât suma. Mai spune, deci iar cifra unităților este cu 2 mai mare decât suma dintre cifra 10-lor și cifra sutelor. Bun. Din asta... acest număr de pagini, da. Anisia citește cel mai mare număr par de 3 cifre mai mic decât 156. Deci, din acest 154. Număr de... citește cel mai mare număr par de 3 cifre mai mic decât 156. 154. Deci 154 e cel mai... cel mai mare număr par de 3 cifre mai mic decât 156. Pentru că este mai aproape și spune cel mai mare. Deci mai mic decât 156. 5 nu este. Deci cel mai mare număr... Cel mai mare număr par de 3 cifre mai mic decât 156. 154. Așa. Deci, mai, deci atât citește, da? Deci ea citește 154. 154. Corect. Îi mai rămân de citit semnul întrebării. Cât? Cât îi mai rămâne de citit? 215 și 150. Corect. Adică 1, 6, 5. Deci câte mai rămân? 61 de pagini. Corect. Ce-a avut aici? Să jucăm succesorul, predecesorul, numărim par, numărim par, da? Da. Singur deci, greșeală. Sigur să stric, e greșit cum. Da, corect. Mai am una și terminăm. Te rog. Alex este cu 9 ani mai mic decât vărul lui. Deci. Asta e cu se, asta e cu... Cu? Cine? Cu? Cu ce? Cu segmente, nu? Cu segmente. Da, segmente, da. Deci Alex... Alex este cu 9 ani mai mic decât vărul lui. Vărul... Are atât, da. Și Alex are mai puțin, nu? Cu 9 ani. Peste 4 ani, vărul lui Alex va avea 32 de ani. Ce? Peste 4 ani, vărul lui Alex va avea 32 de ani. Înainte avea 28. 4 ani, mai cresc cu 4 ani și facem total... Și ne întreabă 32 de ani. Deci Alex este cu 9 ani mai mic decât vărul lui. Da. Peste 4 ani, vărul lui Alex da. Va avea 32 de ani. Alex are... Adică cu 2 cu 4 ani? Păi gândește tu aici. Tu ești. Nu știu.
Deci, uite, o mai citește o dată. Ar trebui să zic un om mai mic, mai decât părul lui, peste 4 ani, părul lui Alex va avea 30 de ani. Alex are, păi înainte avea 28. 28 minus 9 egal cu 19. Deci 19 ani, da? 23 va avea. Va avea 23 da. Acum? Acum? Da. Întrebarea era cum? Peste 4 ani vărul lui Alex va avea 32 de ani. Alex are? 23 de ani. Vorbește tot nu. Peste 4 ani, eu cred. Nu. Nu? Alex are acum, când discutăm. A. Deci Alex e cu 9 ani mai mic decât vărul lui. Bun. Peste 4 ani vărul va avea 32. Atunci Alex are acum cât? 19. Uh-huh. Da? 19 da. Ani. Așa e corect. Are? Când nu spune va avea. Va avea. Dacă ar fi spus va avea, se subățirea că peste 4 ani. Peste 4 ani. Uh-huh. Atunci uh-huh. era translat. Deci e corect 19. Da, 19. Perfect. Da? Deci e fost în mâna asta. Așa, dar... La revedere, să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online.